În comuna Ponoarele din Mehedinți este informația momentului. Un încărcător cu gloanțe a fost găsit acolo într-un utilaj de dezăpezire. Polițiștii au fost chemați să intervină de urgență. Adriana Drăghici, corespondent Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile. Adriana, care sunt ultimele date? Bun găsit, un angajat al primăriei Ponoarele, alături de un om care presta muncă în folosul comunității, a găsit în bateria unui utilaj de dezăpezire, vorbim despre un TAF, un încărcător cu gloanțe. Acesta a anunțat imediat conducerea primăriei, care la rândul său a alertat organele de poliție. Polițiștii din cadrul armei al IPJ Mehedinți s-au deplasat la fața locului pentru cercetări, acolo unde au prelevat probe. În încărcător au fost găsite 4 gloanțe de calibru 30,6 mm și s-a stabilit că încărcătorul este unul de carabină, adică o pușcă de vânătoare. Acum se fac cercetări pentru a se descoperi cum a ajuns obiectul la bateria utilajului, dar și cui aparține acest încărcător. De precizat este faptul că nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.